Eu abordează subiectul din așa fel. Mă interesează, dar nu vreau să vă dau vouă subiect. Ești așa, e deja acolo. Și ce aș putea să fac? Vreau să vorbească, nu? Nu mi se pare normal. Și ce bine, bărbax? Eu nu-s posesiv, frate. Să mă duc să fiu, că da, e femeia mea, gacica mea. Da, dar nici indiferent nu poți să fii. Nu sunt indiferent. Ce vrei, să mă duc acum și să zic, n-a zis să faci nimic, n-a zis nimeni. Dar nici cum ești tu, trată situația. Nu, păi nu vă dau vouă apă la moară, cum s-ar spune. Dai mie apă la moară, frate. Ca să nu, că uite. Ar trebui măcar să fiu un pic interesat, să spun niște întrebări în minte. Oare ce, eu înțeleg că știm toți cum e Ionuț. Ok. Dar când se zice cu altul, poți să spui niște întrebări în cap. Oare ce ori vorbi? Ce s-o întâmplă acolo? Eu zic că au procedat corect. Eu am procedat urât. Corect, mă. Corect. Da, eu așa am simțit. Da, fine, mă interesează. Hai, acum aștept să-mi spui o părere sinceră despre mine. Ce părere ai despre mine? Despre tine? Sincer, sincer, da. Bă, mie îmi place de tine ca fată așa, dar doar că mă enervează la tine și ce mă enervează că te oprești din a spune ce ai de spus. Pentru că nu, cum să zic, niciodată încerc să spun ceva și mă enervez foarte tare păi când văd cum mă întrerupe lumea. Dacă tu nu spui ce ai de spus. Știu. Asta știu, da. Asta, măi, asta, rest, mi se pare că ești ok, așa, n-am o treabă cu tine, îmi place că ai părere, știu, când spui părerea, mă simt bine, gen, îmi place, bravo. Dar când te văd că încep să spui ceva și eu, și vezi că vorbești altul și te oprești, mă spui. Nu, pentru că eu sunt genul care mă enervez și prefer, îi dau skip, nu-l mai bag păi în seamă. Da, dar aici știi care e faza, că toți suntem așa, toți am fost așa poate ca tine, dar ușor timpul ne-am învățat să nu mai așteptăm să... Păi tocmai am început să... Adică dacă până acum mă opream și numai acum ai văzut că încerc să-mi țin... Bun, asta încerc să fii din ce mai întreabă. Și dacă e nevoie să ridic tonul ca să-mi pot spune părerea, na, ai văzut că mai... Am văzut și asta, bă, ți-am zis, chiar e mișto să auzim și părerea ta, pentru că toți avem o părere și toți ar trebui să ascultăm părerea celorlalți și să vedem ce au de spus. Că pentru că tu, dacă ai o părere bună, poți schimba toată casa. Poate dacă... și-a adus și el aminte de fost așa pronunțat numele. Corect, nu, păi liber frate să aleagă și eu dacă... Acum e un test. Dacă ea e ce trebuie, vorbește ce trebuie. Acum ce aș putea să fac eu? Să-i spun că nu știu ce. Să facă treaba, să vorbească în limita... Na. Dar e supărat cu ce mată? Nu, de ce să fiu? De ce? Eu nu-ți pot să-i frate. Să-i spun că, voi, că tot vrei să vorbești cu ea, du-te în grădină. Dacă ai ceva să-i spui, în viață. Vorbește cu ea. Trebuie să fii neapărat posesiv, să ai o reacție când vezi că viitoarea ta iubită e într-o cameră cu un alt băiat. Băi, dar ea n-avea cum să refuze. Și nu înseamnă că ne dai nouă apă la moară dacă tu ai o reacție sau o chestie. Din contră, vede lumea un interes din partea ta. Eu am interes și lumea știe interesul. Și eu, ea ce poate să facă sau eu ce poate să facă, a fost chemată. Ea vorbește și ține camera roșie pe care o are. Ok. Elegant, frumos. Ce părere ai de George? Cum crezi că o să meargă treaba bine? Da, eu cred că da. Ne adică facem nicio schimbare la el? Ce schimbare? Nu știu. Uneori mi se pare, dar nu am vrut să-l pun pe el într-o lumină proastă, dar mi se pare că nu-i... Hotărât? Nu hotărât, nu, din punctul ăsta de vedere nu e vorba de mine, știi? E vorba ta, e puțin cam timid și ar putea să mai... Să fie mai... un pic mai așa? Vreau să zic că tot ți-am zis, că la toată lumea se pare cumva. Mie mi se pare toată că tu ești mai puternică ca el. Na, nu mă... Asta pot să zic și eu, dar... Gen, mi se pare că tu ești genul de femeie care îl iei de mână și îl tragi, bă, revină-ți puțin, știi? Așa mi se pare. Da, nu știu, dar probabil știi că nu, asta fără, nu e o jignire, dar știi că în general femeile cumva se dezvoltă mai clar, da, rapid asta știu. Și cumva fiind amândoi de seamă. Aceea spus aveți voi? Uh-huh, 21 amândoi. La voi e tare că sunteți și apropiați de case și așa, știi? Da. Chiar e tare asta. Maxim o oră gen între noi ca... Da, știi care e fața că poate timiditatea lui așa te face cumva toată să te gândești dacă poți visa în continuare când știi? Ce adevărul mie îmi place, nu știu, mi-ar fi plăcut să fie puțin mai activ, strong, așa, da. Știi? Dar nu consider neapărat că e un impediment. Bă, ca băiat e super, like, e super. Păi ok, știu, tocmai de asta mi-a plăcut. Dar și poate mie. Are acum un blocaj sau ceva, poate și... Eu am văzut oricum că atunci când vorbește cu tine sau cu doamna Andreea pe conexiune, e mort. Efectiv, tremură, e tremură vorbia când vorbește, știi? Bă, sincer, mie mi se pare că sunteți drăguți împreună voi doi, tu și George. Mulțumim, adică, da. Da, asta am observat și eu cumva, că e mai timid și... Și mie mi se pare toată că poate bateți pasul pe loc toată și parcă trebuie să fie un pic mai, hai, de mult să facem ceva, știi? Da. Asta. Are oprile astea, dar poate și revine în viitor. Mulțumesc te mult! Pup, azi, te pup, mulțumesc! Te pup! Mulțumesc și eu! Pa, pa! Pa, pa! Ah. De ale voastre! Da. M-am băgat mâna în asta.
Ați văzut ceva? Ați văzut, nu? Cine? Da. Ai fost cu Laurențiu. Păi ați zis că ați văzut. Ea credea că era Laurențiu. Am glumit. Eu credeam că era Laurențiu. Nu! Ba da, ai zis Laurențiu? Frate, eu trebuie să plec. Rezolvați-vă problemele că sunteți oameni mari. Sunteți oameni mari, rezolvați. Cameră, o chem la camera roșie pe Cristina. Ce vrea de la mine? Are nisip în papuș cu mine? Dacă stă rău sprânceana, să strigați. Nu vedem de aici, dar încercăm. Să-l întrebi dacă are nisip în pantofi. Auză? Cum a fost camera ta? Uite-te, bă, conexiune. Cum a fost camera ta roșie? Bine. Băi, ți-i spuneau că de ce părere ai că o chemat-o pe... Ce părere? Eu cunoaște, frate. Dacă nu vrei, îți cunoaște un test. Ia fii atent. Auzi? A, pe Cristina? Mamă, ce nebun ești ăsta. De unde vine ăsta cu ideile? Cristina, dar de unde ați venit, mă? Ce s-a întâmplat, mă? A, păi... E Radu. Bă, ce... Radu? Ce-i de ăsta? Da să miros. Să nu mă pup. Și-o da seama. Radu. Da, Radu, sigur. A, ce mișto. O, ce Radu avem. Este Laurențiu. Logic, știam, da. Ce faci asta cu? Hai să ne calcăm. Stai să-mi aranjez look-ul. Ce față a făcut când i-a zis, este Radu. După că la Radu îți ridică așa mâinile. Ce faci, Cristinuța? Bine, Laurențiu, cum te mai chema pe mine? Nu te-am chemat. Ai nisip pe papuși cu mine astăzi? Măi, mă gândeam cu cine pot stau la o cameră lejeră. A. Ai crezut, era mai bine dacă aveam nisip pe papuși cu tine? Nu, că eram... O cameră lejeră. Să știi că în ultimul timp te apreciez mult mai mult ca concurentă. Sincer. Sincer. Sincer, pare tot mai mișto. Poate nu te-am observat eu bine până acum. Dar bine, nu te-am chemat ca să... Dar nu, dar mă bucur să aud asta. Te apreciez mai mult în ultimul timp. Și mi-a mai dat seama că eu am dus după parfum. Am zis că... Am simțit și am zis că, da, hai să nu o dau așa din prima, nu știu. Și am... După aia... Ți-a plăcut? Mi-a fost bine, a fost frumos, mi-a plăcut. Și v-am zis, încă o dată vă mai spun că îmi pare rău că nu l-am chemat prima. Fata, nu mai spune de atâta ori că o să se înțeleagă. Nu e adevărat, cum să se înțeleagă. Dar îți dă o stare bună, gen. Dar oricum, vă zic, când vreți să mergeți liniștite, mergeți cânduți. Ce părere ai despre... Despre ce? Cum se numea cămăruța aia unde am fost eu cu Bianca? Vai, ce-am uitat. Nu garsoniera. Garsoniera, bun. Cămara dragostei. Nu cămara dragostei. Nu contează numele, ce părere ai despre... Dar e foarte frumos acolo, am văzut de aici. Despre ce s-a întâmplat între mine și Bianca, nu strict... Păi eu n-am văzut ce s-a întâmplat între tine. Ce s-a întâmplat? A, păi exact ce am zis și pe conexiune, că nu mi s-a părut mie că... Dar cum ți s-a părut că a trecut timpul, nu știu? Adică trăgeai cumva, mi s-a părut că a trecut greu. Deci înseamnă că nu-i de bine, dacă ți-a părut că a trecut mi greu... Mi s-a părut că a trecut greu și... Dar nu știu de ce. Pe și înainte când... nu știu, ați discutat, discutați voi, cum deci, discutați prietenă, voi pe... Da, ne înțelegem bine. Ce intenții crezi că are referitor la mine? Așa, pe bune, cum consider tu? Sincer, eu cred că ea chiar te place. Da. Nu, pe bune acum, fără okay. Miștouri, fără glume. Îi place și cum arăți în primul rând. Așa. Și ea... poate ar încerca să facă un pas spre tine, dar nu e sigură pe tine, pentru că și tu ai anumite glume. Și mie glume. Dă o nesiguranță, pentru că până acum era la modul nu credea nimic din ce spuneam eu. Și acum s-a schimbat 180 de grade în ideea în care... Că ea crede? Da. Nu crede. Nu? Înseamnă că doar zice așa. Zice așa, dar nu crede. Înțeles. Adică uite și astăzi pe conexiune când ai spus că ea te-a întrebat așa, ți-e dor și tu ai început azi, ieri. Da. Că ți-e dor și tu ai dat-o cumva că da, păi n-am ce? Putut ce, să care dor. Care era răspunsul potrivit? Știi, adică ce trebuia să ea răspund? A spus după că mai bine prefera așa. Să fi spus nu, dar mi-aș fi dorit să te văd. Adică un răspuns care să fi fost un răspuns adevărat, pe care tu să-l simți, să-l spui.
Mai bine fii tu. Da, eu sunt eu. Fii tu și lasă miștourile. Adică dacă chiar vrei să încerci, măcar să încerci. Mai știi cum e treaba? Eu am răspuns așa, am răspuns așa, dar am răspuns în nota asta de glumă. Dar dacă mă întrebai, nu, serios, acum, spuneam exact ce ai zis și tu. Vezi? Adică nu era vreun secret sau să vreau să las lucrurile în aer. Nu, mai bine, uite, măcar o perioadă. Dacă nu funcționează nici așa, înseamnă că nu e potrivit. Am înțeles. Să fiți într-o cunoaștere. Și tu ce planuri ai în casă, Miri? Păi eu ce planuri să am? Momentan, ai văzut, am mai întâlnit. Ești fiartă pe Radu? Nu sunt fiartă pe Radu. Pe cuvântul meu, că cred că și dacă mergi să-ți faci un sandwich, tu îți către el. Nu mai insist așa, că nu e așa. nu mai zici și tu așa, te pup, Cristina. Și fii așa. Cum zici tu? Da. Te pup. Și o să vezi că poate o să fie bine. Grijă.